Bună ziua și bine v-am găsit. Suntem în luna februarie, undeva pe data de 24. Sper să nu mă înșel. Și când acest internet și acest YouTube și a explodat, toată lumea filmează ceea ce face în stupină. Mai rău este că sunt niște lucrări făcute doar pentru a aduce vizionări. Adică, ca și când te-ai uita în fiecare zi la cum aș deschide eu acest tub care îl deschid acum. Să-l deschizi în fiecare zi și vi-l arăt cum o matcă în fiecare zi. Bun, acum haideți să vă explic și ce fac eu în anii în care vreau să dezvolt coloniile, fiindcă eu n-am vrut să dezvolt coloniile în acest an. Premiza a fost să țină albina cât mai mult posibil să nu se dezvolte. Dar acum am schimbat acest lucru și voi începe să le dezvolt. Și voi face anumite lucrări care vor ajuta la acest demers de a le dezvolta, fiindcă putem dezvolta foarte bine albinuțele și în exterior, fără a fi nevoie de a investi în căldură excesivă. Fiindcă o colonie de albine are capacitatea foarte bine să-și genereze căldură, dar oferindu-i, să spunem așa, anumite lucrări. Iată ce am făcut eu înainte de ger, fiindcă nu am filmat, eu n-am vrut să mai filmez când văd amploarea asta, dar consider că sunt foarte multe persoane care poate le ajută ceea ce fac și eu. Sau măcar să le dea o idee, nu că ar fi un secret. Înainte de ger, ca să temperez efectul gerului, am pus doar această folie deasupra, peste materialul izolant. Iar acum voi face restrângerea. Cu toate că albina stă foarte înghesuită, nu este. Era înghesuită, eu așa am iernat de astă toamnă cu ea, foarte bine înghesuită. Aici avem o colonie mică, relativ mică. O să filmăm și o colonie mai puternică. Asta este una mică. Din acest moment, iată, să știți că am folosit și eu apa. De test am folosit-o să văd care e efectul, dar nu cred că e cazul. Nu cred că e cazul să adăugăm apă la albine, niciun caz. Chiar dacă consum această apă, nu este nevoie de ea, fiindcă albina metabolizează mierea, să spunem așa. În această etapă, vedeți, eu am adăugat, cred că au 2 săptămâni aceste turte energetice. Albina, în momentul gerului, s-a oprit din a consuma această turtă. O să vă arăt cât de frumoasă este colonia pe 4 rame. Eu n-aș da această colonie pe o colonie care acum albina asta atât de risipită pe rame. Foarte risipită. Iată, o să reușesc să vă filmez acest lucru. Fiindcă, de exemplu, azi fac o lucrare care va ține o lună de zile. Iată, să vă arăt de aproape. O să iau telefonul să vă aduc aproape ca să puteți vedea și dumneavoastră
intervalele de albină. Cum am iernat eu, iată, vedeți, din cap în cap, frumos, pe patru rame. Așa. Durează un pic mai mult cu filmarea, dar o să vă fac ca să puteți înțelege acest, cum se iernează în exterior. Nu-i tot una să iernezi cu sute de colonii, adică, da, cu sute de colonii în interior sau cum doriți. Nu că aș fi împotriva iernării în interior, da? Nu, dar nu toată lumea are posibilitatea aceasta de a ierna în interior. Acum, nici eu n-am această posibilitate și din cauza manoperei și a rezistenței naturale albinei, nu cred că aș folosi iernarea în interior. Am ajuns la concluzia în ultimii 3 ani că dacă albina e sănătoasă, e tratată foarte bine pentru varoa, va trece iarna fără probleme. Iar dezvoltarea aceasta de primăvară o fac în felul următor. Bineînțeles, și eu am învățat an de-a rândul de la diversi apicultori ce și cum să procedez. Acum verific câtă albină este pe ultima ramă. Este destul de multă și atunci diafragma asta o las aici. Am aici folie pregătită pentru a face, adică adăugăm folie, da? Asta facem acum, adăugăm folie. N-am decupat folia, fiindcă nu știu exact dimensiunea care am nevoie de ea. Chiar dacă ați văzut că la început am o folie care a acoperit toată colonia. Iată, aici avem o folie care o voi măsura aproximativ și tai o bucată, fiindcă e vorba pentru a face puietul, a mări cantitatea de puiet din colonie. Având foarte multă miere la iernare, nu va consuma foarte mult, dar căldura și creșterea cantității de puiet în următoarea perioadă va facilita acest lucru. N-am venit cu fum, probabil trebuia un pic. Albina este un pic agresivă în această perioadă. N-a fost deranjată mai deloc. Iată, punem această folie. În acest moment va putea deja să își conserve căldura. Luăm o ramă de la rezervă. Mi se pare. Această ramă de la rezervă, am să vă arăt de aproape. Fiindcă a avut miere necăpăcită. Da? N-am ucigăit, în schimb a cristalizat-o. Și sub căpăceala a cristalizat un pic. Dar albinele o vor prelucra de acum încolo, această miere. Ele au capacitatea, odată ce au acces la apă, să prelucreze mierea cristalizată. Și va fi un stimulant foarte bun.
Nu este extindere, este o ramă pusă pentru rezervă. Ați văzut, am îndepărtat hrana energetică. E posibil să nu mai aibă nevoie de ea. Și vom veni cu turtă proteică. Turta energetică consider că nu are nevoie, adică voi vedea cum voi decupa. Voi să văd cum decupez pentru lucrarea care vreau eu să o fac acum. Calculez un pic cam cât aș avea nevoie. Așa. Ca să aibă albina acces cât mai bine. Cred că o să o tai pe lung turta. O să vedem dacă tăiem pe lung. Așa sau așa. Cred că o voi tăia în patru. Voi tăia turta în patru. Ca să puteți să tăiați turta exact, trebuie să tăiați folia și de pe o parte și de pe aia și după aceea se desparte, iată așa, da? După aceea o tai iară încă, cum am zis, în patru. Iată așa arată ea. Iar acum scot folia de pe o parte. Încercăm să scoatem folia de pe o parte. Și vom pune această turtă așa cum o vedeți în zona asta. Voi trage un pic folia ca să aibă albina acces. Ele vor veni. Deocamdată voi pune doar câte un sfert de turtă. Să aduc niște bețe ca distanție. Am aici niște bețe de vie. Rezultate de la vie. Puteți spune ca distanțe tot ce cam ce doriți dumneavoastră să pune. Ce aveți la îndemână. Eu pun aceste bețe. Punem așa ca distanție. Am vrut să mai scot din folia aceea, să văd dacă reușesc. E bine așa. Ne punem acest distanțier aici.
Iar acum acoperim. Acoperim în totalitate acum și rama de aici. Albina va veni și va mânca de acolo. Nu-i nevoie să puneți foarte multă tută, dar o să vedeți la colonia următoare că e destul de, în funcție de colonii, cât de dezvoltate sunt. Acum acoperim. Și vom veni foarte ușor, vom verifica dacă mai au nevoie de mâncare. Venim, vedem, a consumat turta și o să aducem. O să mai aducem mâncare dacă este cazul. Aici am ramele de rezervă, astea nu vin acoperite cu folie, fiindcă ar fi posibil să mucegăiască. Bun, la această colonie atâta. Vom face un câmp separat și la colonia puternică. Asta e una mai micuță. Deci se poate și la exterior foarte bine să întreții o colonie de albine. Important e să faci lucrările când are nevoie, să nu credeți că acum a trecut frigul, fiindcă noaptea e posibil încă să fie temperaturi scăzute, dar albina, dacă este înghesuită bine, atunci va putea să se dezvolte fără probleme. Ei și-au făcut zborul de curățire, deci azi lucrăm liniștiți. Cam atât la acest film, trecem la următorul.